Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază. Bine ați venit încă o dată la Leacuri pentru Sănătate. Sunt Adrian Oprea și astăzi, 45 de minute, am să fiu împreună cu o doamnă foarte, foarte drăguță și extrem de specială, care ne va spune cum să folosim natura în ajutorul nostru. Doamna Vlad Mariana, specialist în... Vlad Adriana, specialist în terapii naturiste. Bine ați venit, stimată doamnă. Bine v-am găsit și mă bucur că m-ați invitat în emisiunea dumneavoastră. Doamnă dragă, spuneți-mi, vă rog, cum a început totul? Pentru că dumneavoastră sunteți de profesie profesor, da? Prima profesie, da. Da. Sunteți doctor profesor, aveți și un doctorat. Da, în filologie. Și mai aveți și alte specialități. Da, am specializări în terapii naturiste, am un masterat în nutriție pe care l-am făcut la Babeș-Bolyai la Cluj, am făcut cursuri postuniversitare la UMF, Facultatea de Medicină Cluj, cam tot ce există la noi în țară. Cred că dacă mai aflați ceva să-mi spuneți, că eu sunt dispusă să mai urmez și altele. Am făcut tot ce ține de nutriție, suplimente nutritive, fitoterapie, antioxidanți. Am făcut prin Asociația de Terapii Complementare din Arad, Anatecor, am făcut cursuri specializarea de nutriție pe care aceștia au organizat-o și la DEVA și încerc încă să mă perfecționez pentru că este un domeniu foarte vast, foarte complex și necesită multă practică, multă experiență și foarte mult studiu. Unde a început totul? Și ce v-a determinat să începeți acest drum destul de spinos la început? Da, așa este, la început, mai ales la noi în oraș, oamenii sunt destul de conservatori și știu că soțul chiar se amuza când am deschis primul magazin naturist și îmi spunea ceva de genul că o să vezi ce greu îți va fi pentru că devenii nu prea cred în așa ceva, nu prea au deschidere spre așa ceva. Am pornit de la premisa că întotdeauna când îți dorești cu adevărat ceva și când vezi că e ceva de bun simț, până la urmă toți cei din jur vor înțelege acest lucru și vor accepta, cel puțin la început. Habar n-aveam că pot să fie atât de eficiente. Ce auzeam și eu, la fel ca și multe alte persoane, despre tratamentele naturiste, știam că există doar ceaiuri, unele tinturi, așa am și început, destul de rudimentar. Am avut eu probleme foarte mari de sănătate, am suferit vreo 4 ani jumate de sterilitate, niciun medic nu mi-a dat nicio șansă. Aceasta a fost motivația exact, principală. Ați cea mai dorit supremă. Copii și v-ați apucat singură să cercetați. Exact. Autodidact. După ce am experimentat toate tratamentele alopate care vizează această afecțiune, fără succes, bineînțeles, am început să testez la modul rudimentar, repet, îmi combinam diverse ceaiuri, diverse tinturi, până am ajuns la celebrele mele, îmi place să le spun, ovuline, super forte ovulin. Copiii de suflet ai dumneavoastră. Da, da, să știți că le mai spun și așa, da. Am început să le prepar fără să știu foarte multe din punct de vedere tehnic. Am început să combin, aveam la îndemână doar produse apicole. Tatăl meu este apicultor, vin dintr-o familie de apicultori, foarte pasionat de tot ce ține stupii albine și așa mai departe. Știam cât de eficiente sunt aceste produse ale stupului pentru sănătatea umană, dar nu știam că pot să ajute atât de mult și în astfel de afecțiuni. Și am început să-mi prepar un fel de ovule, le-aș spune eu acum un fel de ovule, pentru că nu știam să le fac să se topească la temperatura acum, corpului. Acum cât timp s-a întâmplat acest lucru? În urmă cu vreo 15 ani, cam așa. Și bănuiesc că lumea era un pic mai
sceptică, mai neîncrezătoare. Unii poate au fost chiar răutăcioși. Ia uite, te apuci tu acum să faci, mai știu ce. Nu, că nu am spus nimănui când am început să-mi fac... Discreție pe toată linia, deci, ca să nu... Sigur, nu, n-avea rost. Niciodată nu încerc să conving pe nimeni de nimic. Doar să încerc să-mi fac mie bine și apoi și altora dacă acceptă și dacă îmi permite acest lucru. Am înțeles. Spuneți-mi, care sunt principiile fitoterapiei pe care o practicați dumneavoastră? Ce trebuie să știe un om când vrea să se apuce de un tratament bazat pe așa ceva? Sunt foarte multe de spus, dar o să încep așa, cu cât mai pe înțelesul tuturor. Sunt foarte multe mituri pe care oamenii le aud și chiar persoane cu specializări medicale. Și o să vă dau exemplu concret. De exemplu, vine cineva la noi, ni se adresează că ar dori un tratament pentru o anumită afecțiune. Și afecțiunea, dacă este cronică, sigur că noi recomandăm cel puțin 3 luni să urmeze tratamentul. Acesta este intervalul în care își face efectul pentru tratament orice fito... afecțiune cronică, exact. Dar nu, stați un pic, că tocmai asta e problema. Nu doar tratamentul fitoapicol sau tratamentul naturist. Pentru că eu... Ceva combinat. Da, întotdeauna întreb despre afecțiune și dacă e cronică, cel puțin 3 luni. Și persoana îmi spune, cum ați fost tentat și dumneavoastră, da, am auzit că astea naturiste își fac efectul după mai mult timp. Da. Nu există niciun principiu activ, o substanță activă care intră în sânge și își face efectul după mai mult timp. Și atunci întreb, dar medicul ce v-a recomandat pentru hepatită virus B, să zicem? Sau pentru afecțiune cronică, da? Ce v-a recomandat? Păi îmi spune ce i-a recomandat medicul și cât timp a spus să luați. Păi mi-a zis să iau și toată viața pentru afecțiunea aceasta. Exact. Deci, foarte des întâlnim acest lucru. Exact. Tratament toată viața. Deci, nu tratamentul naturist nu-și face efectul mai repede, ci afecțiunea respectivă trebuie tratată mai mult timp, pentru că e o afecțiune cronică, destul de gravă și nu putem să vorbim de vindecare, de o oarecare ameliorare. De la o lună la alta se observă o oarecare ameliorare. Dar nu putem să vorbim de vindecare mai repede de 3 luni, când este vorba de afecțiune cronică. Dar există vindecarea, în final există... Pentru foarte multe afecțiuni există vindecarea, dar nu noi suntem cei care vindecăm, persoana respectivă, în funcție de credința ei, în funcție de cât de conștiincioasă este, în funcție de tot ceea ce face și respectă tot ce îi spune. Când spuneți credință, la ce vă referiți? Mă refer că tratamentul naturist se bazează pe omul holistic. Deci noi avem 4 sisteme: spiritual, afectiv, energetic și apoi funcțional. Și întotdeauna sunt binevenite ședințele de reflexoterapie pentru a diagnostica anumite afecțiuni. Pentru că boala apare mai întâi în sistemul energetic. În punctele reflexogene din talpă putem să găsim o perturbare energetică, o disfuncționalitate a unui organ. Persoana spune, dar n-am nimic cu rinichii, că mi-am făcut analize, în analize nu mi-a ieșit nimic. Da, sunt știți? Bine cu analizele, deci sunt sănătos. Și totuși în câmpul nostru energetic, abia după un timp, după foarte mult timp, se instalează la nivel de celulă. Cât înainte de semnale corpul că, domnule, e ceva în neregulă? Depinde de afecțiune. El ce se ne spune? Sigur, depinde de afecțiune și depinde de persoană. Că, de exemplu, sunt persoane care spun, nu mă dură niciodată nimic. Da. Cred că e o problemă atunci când nu te doare nimic. Deci, totuși, sunt anumite blocaje, anumite... Deci, dacă ar veni la o ședință de reflexoterapie, sunt convinsă că foarte multe puncte din talpă ar durea. Și acolo există o perturbare, există care, probabil că, afecțiunea la nivel de celulă se instalează după mulți ani. La unii pot să fie după câteva luni, depinde și ce declanșează. Știți? Instalarea pe un fond de stres puternic, o supărare puternică, am spus, sistemul afectiv. Sunt 4 sisteme și afecțiunea poate să apară mai întâi în alte sisteme și apoi, în ultimul rând, anatomic, funcțional. Trebuie să crezi în tratamentul pe care îl recomandați dumneavoastră. Dacă vine cineva foarte sceptic la dumneavoastră și ia produsele pe care le-ați dat dumneavoastră și nu crede, se vindecă? Depinde de afecțiune. Unii se pot vindeca, sau cel puțin, după o lună, dacă totuși îl ia, va observa ameliorări. Și atunci
mai pierde din scepticism, începe să mai prindă încredere. Depinde, dar sunt persoane care probabil că renunță din prima lună. Depinde și de câte așteptări are persoana, depinde foarte mult de credința persoanei și depinde foarte mult de ce personalitate are persoana. Că dacă se descurajează atât de ușor, sunt persoane care eu întotdeauna încerc și din punct de vedere psihologic să lucrez și 2 ore stau de vorbă cu o persoană. Lucrați pe mai multe fronturi deodată. Da, da, da. 0354-410-434, telefonul la care aștept apelul dumneavoastră. Puteți să intrați în direct cu doamna Vlad Adriana, specialistă în terapii naturiste, care vă va indica ce anume ar trebui să luați în funcție de ce afecțiune aveți. Vreau să vă întreb dacă ați tratat mulți oameni, mulți pacienți. Sincer, n-am făcut o statistică, dar eu cred că foarte mulți și foarte multe femei, în special și copii. Deși am observat că bărbații sunt mai receptivi, mai încrezători în astfel de tratamente, totuși, ca statistică, mai multe sunt femei. Am înțeles. O doamnă este acum pe linie telefonică, doamna Mihaela Cosma, seara lumină, estimată doamnă. Bună ziua! Vă ascult. De unde dați telefon? Din Deva sunt. Din Deva. Ați avut, ați luat tratamente date de doamna Vlad Adriana? Da, sigur că da. Pentru un chistovarian am avut și am apelat la dânsa. Un chistovarian de 6,5 cm aproape. 7, și am luat un tratament de la doamna Adriana Vlad. Acum cât timp ați fost la doamna Adriana? 3 luni. Tratament de 3 luni. 3 luni. Și a fost eficient? Foarte eficient, foarte eficient. Am luat super fortele ovulele preparate de doamna, gemul derivate de tuia, tonicul ginecologic a doamnei, au dat rezultate extraordinare. Spuneți-mi, a fost un tratament ușor? Da, a avut gust rău, mai știu ce produs? Nu, absolut deloc. Absolut. Fiind din plante și preparate pe bază de miere, propolis, polen, și plante, deci nu avea să aibă un gust rău sau... Doamna Mihaela, în cât timp ați simțit primele semne pozitive, ameliorări? Cam la 2 săptămâni după ce am început. 2 săptămâni? Da. Și după 3 luni de zile ați reușit să constatați vindecare? Da, exact. Am eliminat în totalitate chestii. Foarte, foarte interesant. Acum... Am și o curiozitate. V-a costat mult tratamentul ăsta? Nu. Da sau nu? Nu. Absolut deloc. Au meritat din plin. Deci e accesibil pentru da, toată exact, lumea. Da, pentru orice. Exact pentru orice. Da, spuneți-mi, dumneavoastră, cum ați auzit de doamna Adriana? Cum ați aflat? Din reclamele dânsei și la televizor și la radio și de pe net. Bine. O să mai recomandați și la alți prieteni? Da, sigur, și normal. Și normal, din tot sufletul. Deci să trag concluzia că ați devenit o adeptă a fitoterapiei. Exact, și a produselor naturiste. Doamna Mihaela, vă mulțumesc pentru telefon și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Și eu vă mulțumesc, numai bine, sănătate, la revedere. Sărut mâinile. Foarte, e foarte plăcut să... Auzi cum un fost pacient te sună și spune, domnule, uite, mulțumesc că am terminat cu boala, sunt vindecat. Este cel mai mare beneficiu, cea mai mare satisfacție și în special tratamentele împotriva sterilității. Când vine câte o doamnă cu un buchet de flori, îmi dau seama că este însărcinată sau îmi dau seama după sclipirea din ochi cât este de fericită și câtă mulțumire. Deci întotdeauna împărtășesc, empatizez cu doamnele care trec prin așa ceva. Spuneți-mi, ce boli pot fi vindecate cu aceste produse fitoterapeutice? Majoritatea afecțiunilor. Haideți să enumerăm câteva să vedem despre ce e vorba. Să vorbim concret. Așa. Da, aș începe mai întâi cu afecțiunile ginecologice, unde pot să zic că m-am specializat cel mai mult și cele mai multe produse le-am creat pentru combaterea acestor afecțiuni. Chisturi ovariene, după cum ați văzut că a avut probleme și doamna care ne-a sunat, fibroame uterine, răni pe col, sterilitate, micoze,
tot ce ține... Destul de multe din afecțiunile astea sunt tratate și chirurgical. Exact, păi ce să vă spun la chisturi, să nu vă închipuiți că toate vin, nu știu, doamna, dacă o fi încercat și alt tratament, dar majoritatea vin după ce s-au operat o dată sau de două ori. Și mai după 2 ani, să interveniți? După da, sigur, păi tocmai asta e problema, pentru că prin operație se extirpă chistul, dar el se reface, pentru că e o dereglare hormonală, după 2 ani se reface. Și atunci ce facem? Ne operăm din 2 în 2 ani? Cauza, dar nu efectul. Exact. Este... Deci este efectul, nu cauza tratată. Da. Exact. Înțeleg. Bun. Ce alte afecțiuni mai puteți trata? Bronșite, afecțiuni respiratorii, la bărbați prostatele, prostatitele, să nu uităm despre ele, foarte eficiente, supozitoarele noastre în astfel de afecțiuni. Pe ce se bazează aceste supozitori? Sunt preparate fitoapicole. Vom ajunge și la ele. Și la copiii dumneavoastră de suflet. Așa, și o să ne spuneți cum le-ați făcut și ce conțin. Bun. La copii puteți să tratați ceva? Răspund mai ușor, mai bine sau mai greu? Foarte bine, pentru că au și un alt fel de sistem imunitar, de aceea copiii fac foarte ușor febră. Febră mare, adulții nu fac așa febră. Da, febra da. Este, așa cum spun eu despre boală, că boala este prietenul nostru. Și așa e și cu febra, că mămicile se sperie, vai, că a făcut 38, 39, cu nu știu cât. Și... Dar bucurați-vă că înseamnă că sistemul imunitar reacționează. Așa elimină infecția datorită febrei, transpiră și elimină absolut tot. Sunt afecțiuni, de exemplu, stafilococ aureu. Chiar și fetița mea a contactat pe vremea când era la grădiniță. Destul de ceva. Periculos acest exact. Și mortal în unele cazuri. Da, avem și actori celebri care au murit. Din păcate, da. Da, datorită acestui stafilococ aureu. Am tratat cu succes așa ceva. Sunt foarte, foarte multe afecțiuni. Problema este ca persoana să nu fie alergică la produsele stucului. Și cum puteți să depistați alergia? Asta mergem pe încredere. Noi am avertizat pe etichete, deci a nu se administra la persoane alergice, deci trebuie să se știe alergică. Noi întrebăm și dacă nu știu, le recomandăm să iau tintură de propoliu și să-și pună un pic la încheietură pe piele, să vadă dacă ustură sau se înroșește, să ia o doză mai mică, după care să aștepte o zi să vadă o reacție, dacă există vreo reacție neplăcută. Deci dacă persoana nu se știe alergică, dacă se știe, de regulă se știu care sunt alergice, că nu vin prima oară la noi să ia produsele stupului sau tratamente cu plante. Dacă înțeleg eu bine, dumneavoastră faceți o combinație între plante și produse apicole. Exact. În care constă originalitatea produselor? Da. Păi depinde de afecțiune. Văd că aveți un coșuleț foarte plin. Da, am adus să și arăt câte ceva. Da. De exemplu, avem tonicul ginecologic, care conține produse apicole și extracte din plante. Sunt toate formele farmaceutice. Este un preparat foarte complex și foarte bine dozat și foarte concentrat. Este ca un sirop, dar nu este diluat în apă. În loc de apă, noi am pus miere. Deci 70%, 65% conține miere. Deci e și dulce, e gustos, foarte bun. Avem un telefon, o doamnă. Să rămână, estimată doamnă. Bună ziua! Aș dori... Cum vă numiți? Doamna doctor, dacă tratează și eczeme, de exemplu, ai o eczemă, o fată roșie și nu trece de ani de zile, o se poate vindeca? Este vorba despre o eczemă atopică? Da. De cât timp? Eu am, cum să zic, o fost mai de mult, dar ieșea așa o dată pe an, îmi ieșea chiar pe față, lângă ochi. Mm-hmm. Dar acum nu mai iasă, acolo iasă undeva pe gât și e neplăcut. Și aș vrea, am încercat cu medicamente, dar văd că tot apare, trece atunci un moment. Ca tratament? Ca tratament ați luat doar un unguent, o alifie, sau ați luat... Nu, mi-a dat pastile. Pastile. Mm-hmm. Da, se poate. Eu zic că merită să încercați. Noi am avut rezultate și în acest fel. Pe ce stradă sunteți, nu vă supărați? Pe Mihai Eminescu. Aha. Doamne, o să vă rugăm să dați telefon după terminarea emisiunii, ca să vă lase doamna un număr de telefon, un număr de contact, să puteți să luați legătura cu... Dumnezeu, bine?
Bine, mulțumesc. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon. Să sperăm că o să vă vindecați de problema dumneavoastră. Da, deci chiar și aceste exeme se pot trata. Da, majoritatea sunt tot o problemă de imunitate deficitară, că de aceea am întrebat dacă doamna a luat și pastile sau doar un unguent, că de obicei se administrează o alifie, un unguent, însă când se cronicizează, deci tot reapare, atunci sigur că trebuie și un tratament care să întărească sistemul imunitar. Și din acest punct de vedere trebuie, pe lângă cel antiinfecțios, antialergic, ce se administrează în astfel de examen. Am avut ocazia să văd un prieten foarte puternic, de altfel, care a fost blocat vreo 3-4 zile din cauza polenului din pădure și era așa mirat, zice, dom'le, dar eu n-am făcut niciodată așa ceva. El ce ar trebui să facă? Blocat cum? I-a părut să, o erupție cutanată pe mâini. Alergic pe... la polenul. Exact, da. Dar foarte, foarte violent așa și la un moment dat nu mai știa ce să facă. Nu mai putea să poarte haine pentru că era extrem de strângeritor. Sunt tot felul de combinații din plante cu efect antialergic. De la betarax, brusture, trei frați pătați. Dacă are alergie o persoană la polen, poate să vină la dumneavoastră? Poate, sigur că fără, da. Sigur fără că da. Probleme. Sigur. Bun. Vă rog să vă... Așa, am rămas la tonicul ginecologic. Continuați. De fapt, toate produsele acestea care se administrează intern, gama de tonice, le-am spus noi, și avem aici chiar pentru tonicul ginecologic și un certificat de înregistrare de la OSIM. Este un preparat marcă înregistrată, produs românesc. Noi ne mândrim foarte tare că am reușit să fim producători la nivelul acesta. Și, după cum vă spuneam, sunt foarte originale datorită combinației din între extractele de plante, toate formele farmaceutice, de la pulberi, tinturi, gemoderivate, până la uleiuri esențiale. Deci toată gama, tot ce este eficient din această industrie, că deja nu mai vorbim de tratamente rudimentare și băbești, vorbim de o industrie farmaceutică fitoterapeutică. Deci combinația aceasta în miere are un dublu efect. Odată că mierea și produsele apicole întăresc sistemul imunitar și aduc un plus de oligoelemente, de minerale, de vitamine pentru organism și, în al doilea rând, toate plantele care sunt combinate în miere se asimilează mult mai ușor de către organism, intră mai repede în sânge decât dacă le-am diluat în apă, spre exemplu. Da, da, da. Și aici am pus toate plantele, de la coada șoricelului, zmeur, crețișoare, echinacea, salcie, lavandă, fenicul, tuia, toate plantele care ajută la vindecarea afecțiunilor ginecologice. Ce mai aveți în coșulețul cu minuni? Păi, nu știu, cred că am adus un preparat pentru slăbit, Elite 90-60-90 l-am numit noi, care la fel, pe lângă produsele apicole, conține tărâțe, semințe de in, argilă, sânziene, plante care atât reglează metabolismul, cât și au efect detoxifiant și ajută în cură de slăbire. Dacă se administrează înainte de masă și se bea multă apă, acesta e tot secretul pentru a crește eficiența preparatului. Să se bea multă apă. Să se bea multă apă, sigur. Atunci se face senzația aceea de balon, tărâțele se umflă, toate fibrele, și dă senzația de sațietate. Pur și simplu veneau persoane și spuneau că ajungeau seara acasă și luau preparatul, beau un pic de apă și nu mai puteau să mănânce. Pur și simplu nu le mai venea să mănânce. Cât timp trebuie să țină o persoană un tratament pentru slăbit? Depinde de câte kilograme are și depinde cât dorește să slăbească. Deci oscilează în funcție de o persoană care are mai multe, un surplus de kilograme, va da jos mai repede. Într-o lună pot să dea și 5 kg jos. Pe când persoanele care sunt cât de cât în grafic, sigur că un kilogram, cel mult două. Depinde și de ce anume administrează pe lângă acest preparat, adică de dietă, de exercițiu fizic, de stil de viață sănătos. Și regimul de mișcare și alimentația toate contează contribuie. Foarte mult. Foarte mult, sigur că da. Toate, cu cât și terapiile, cu cât combină mai multe terapii, cu cât rezultatele apar mult mai repede.
Deci nu doar preparatele. Aici iarăși este o problemă, am început eu să vă spun despre miturile cu tratamentele exact. Naturiste. Deci odată perioada de administrare și apoi dozajul. Pentru că una este să iei un ceai cu echinacea când ești răcit și sigur că te ajută un pic și alta este să administrezi câte două capsule cu echinacea de 3 ori pe zi, echinacea de 1000 de miligrame. Atunci sigur că efectul apare mult mai rapid pentru că își face efect ca un antibiotic. Deci ca antibioticul masiv, de, da? Sigur, de ultimă generație. Da. Contează doza. Pentru că vin persoane, am luat echinacea, dar mare lucru nu m-a ajutat. Dar câte ați luat? Păi am luat ca pe prospect, aici iarăși este o problemă, ca pe prospect, una pe zi sau două pe zi. Păi pe prospect, producătorii trec ca supliment alimentar. Ca supliment alimentar, asta ce înseamnă? Și o persoană care e sănătoasă și vrea să ia preventiv, să ia una, două capsule pe zi. Când ai o problemă serioasă, poți să dublezi dozajul. Deci se pot administra două capsule de 3 ori pe zi. Doamna Adriana, mai avem un telefon să vedem despre cine e vorba. Alo. Bună ziua! Alo, bună ziua! Aș dori să-i pun doamnei doctor o întrebare. Dacă pentru circulație periferică, picioare reci îngrozitoare, deci am lipsă circulație în totalitate, dacă există vreun produs? Există foarte multe produse și vă recomand preparatul nostru tonic circulator, care are toate plantele care vă ajută, inclusiv castanul, ginkgo biloba, absolut tot ce trebuie. Și v-aș recomanda, pe lângă acest preparat, ședințe de masaj. Ședințele cu masaj, masajul limfatic, drenajul limfatic. Este cel mai eficient pentru probleme, persoane cu probleme circulatorii. Am și varice pe picioare. Nicio problemă, acest masaj nu afectează. Îmi puteți spune unde vă pot găsi? Știu că am înțeles că pe Eminescu, dar nu știu exact. De unde pot obține niște date? O să vă rugăm să sunați după emisiune ca să vă lăsăm numărul de contact al doamnei, bine? Da, mulțumesc frumos. O emisiune plăcută. Ok, să rămâinele, vă mulțumesc pentru telefon. Dumnezeu este interesată de produsele naturiste pentru că bănuiesc că nu sunt nici foarte scumpe. Așa cum mi-a spus și prima doamnă, doamna Aici Mihaela. Aici un pic discutabil. Ascult. Pentru că nu poate să fie un produs 100% natural, să coste, nu pot să spun nume de medicament acum, dar știți, 2 lei. Știți, un medicament celebru, da, că te duci și îl iei cu 2 lei și îți trece durerea jumătate de oră. Deci produsele 100% naturale nu pot să fie foarte ieftine. Sigur că nu sunt nici ca cele din nu știu ce MLM-uri și sistem de ciorchine că la nu știu cât amână. Deci eu zic că prețul este acceptabil. Acum, pentru că nu sunt intermediari, exact, prețurile sunt acceptabile. Sigur, cel puțin noi suntem producători, noi suntem la partea apicolă, avem 180 de stupi. Partea, tot ce ține de miere. Deci dumneavoastră și produceți și da, valorificați. Exact. Nu lăsați intermediari pe linie exact, ca să crească nicio în mod formă. Artificial singurele prețul. Extracte care le luăm de la o anumită firmă specializată, de moderivatele sau anumite uleiuri esențiale, da, da, da. Sunt de la, tot așa, direct de la producător le luăm. Singurele, în rest, noi producem. Partea apicolă, 60-70% cât are fiecare produs, sunt în aparții nouă. Doamna Adriana, s-a format deja o piață de specialitate? Da, mă bucur foarte mult că mi-a spus această întrebare. Dacă la început medicii, nu contează de ce specializare sau ce specialitate, nu erau interesați, să spun așa elegant, că nu erau interesați, acum tot mai mulți, am observat și în special pediatrii, chiar avem la brad o doamnă. Vă caută medici pediatri, da, ca să vă da, ceară. Da, sunt foarte încântați, sprijin. Da, de tonicul nostru imunitar, care are un succes teribil la copii. Sunt e dulce. E dulce, dar e foarte eficient. Da, da, da. Adică sunt preparate care după prima administrare, iei două lingurițe de tonic, mi-am propus eu să fac și niște monstre pentru asta. Iei două lingurițe de tonic și îți calmează tusea pe loc. Și atunci sigur că vezi că este de eficient. Un efect, sigur. Concret. Tot mai multe persoane sunt și tocmai am fost destul de recent la Iași la un simpozion de apifitoterapie unde au venit din toată țara medici, bine, Moldova, ei sunt recunoscuți, de deschiși sunt spre terapiile naturiste.
foarte mulți medici, foarte încântați, la Deva, din Deva, super combinațiile, foarte mult dozajele, ne-au lăudat. Deci chiar au fost încântați de ceea ce facem noi la Deva. Spuneți-mi, care este relația cu medicii? Și ce fel de medici? Pentru că unii vă caută, cum a spus noastră, medic pediatru, dar sunt unii care vă contestă, am văzut chiar eu. Cei mai receptivi medici sunt în țară. Aș spune, nu știu dacă are rost să spun numele sau dacă am voie să spun numele. Problemă. Da, avem o doamnă doctor în Timișoara, doamnă doctor Caragea, este medic ginecolog. Chiar de la început, de când am deschis eu primul magazin, ne-a contactat și a colaborat cu noi și are rezultate extraordinare în afecțiuni ginecologice, în special cu ovulele noastre. În Iași, ce să vă spun, în Piatra Neamț avem 11 farmacii care au produse de la noi. Da. Avem încă un telefon, o doamnă. Alo? Alo, bună ziua! Să bună ziua, domnul Adrian! Cristina mă numesc, bună ziua și invitatei dumneavoastră. Da, doamna Cristina. Doamna Adriana. Vă ascultăm! Eu vreau să mulțumesc doamnei Adriana pentru produsele ei extraordinare pe care le face și rezultatele pe care le are. Eu o cunosc pe doamna Vlad de acum 2 ani jumate, când am apelat la tratamentul dânsei, la ovule în special. Am avut o rană pe corp și dânsa mi-a recomandat un tratament pe 3 luni. Mi-a făcut o schemă personalizată și am ținut acest tratament și, surprinderea medicilor, ovulele dânsei și-au făcut efectul și am reușit după 2 luni să rămân gravidă. Și mulțumesc pe această cale. Am înțeles. Și vreau să vă spun că inclusiv băiețelul meu are 2 ani și trecem iarna fără nicio problemă cu tonicul imunitar al dânsei. Și pe această cale recomand produsele cu cea mai mare încredere să fie folosite. Sunt 100% naturale. Bine, doamnă. Vă mulțumesc, doamna vă Cristina. Vă mulțumesc, o zi frumoasă și la mult fel, succes în continuare, doamna Vlad. Mulțumesc. Aici, da. Cu Cristinele, eram curioasă care dintre Cristine, că avem 3 Cristine în Deva, care toate 3 au băiat și toate 3 au rămas însărcinate cu produsele noastre. Dar, în fine, are mai puțină importanță care dintre Cristine a sunat. Am înțeles. Deci, relația cu medicii. Relația unii cu medicii. Sunt interesați, alții nu. Medicii homeopați, ce, cum vă tratează? Sincer, n-am fost, nici eu n-am fost pe la ușa lor, ca să zic așa cum le place lor, să bat din ușă în ușă, să le explic foarte multe. De obicei, medicii care au auzit de noi din revista Formula AS, acolo eu scriu articole sau tratamente naturiste în diverse reviste de specialitate, și cei care, de aici ne-am dat seama, care au deschidere și sunt interesați că citesc astfel de publicații și așa au auzit de noi. Nu am fost, repet, pe la ușa lor, dar sunt totuși în țară, sunt foarte mulți medici care folosesc produsele. Doamna Adriana, există vreun mod de a se întâlni medicii de tot felul de specialități cu fitoterapeuți? De regulă... Ceva de tipul congresului, de tipul unei... Nu prea. De regulă aici pe specialități medicii. Și medicii care, aici aș ține să evidențiez un pic pe medicii care au specializări în API fitoterapie, pentru că toți, pentru că sunt medici, mai întâi au o pregătire, o specializare alopată. Deci mai întâi sunt alopați și apoi se fac API fitoterapeuți. Deci cred că au un motiv foarte serios să-și facă cum sunt văzuți de confrați, doamna Adriana? Dacă este și medic cu facultate și cu acte, patalama și ștampilă, dar a trecut și pe naturiste. În general sunt văzuți la fel ca și noi, nutriționiștii. Și... Te-ai dat cu aia, trădătoare, nu ceva de genul ăsta? Nu știu dacă chiar așa, dar nu beneficiază de prea mult respect în breasla. În altă țară, cum se prezintă situația? Există aceeași animozitate între medicii depinde de țară. În Germania, să știți că sunt mai rigizi decât noi, adică mai neîncrezători. În schimb, ei au foarte multe magazine bio. Deci nemții foarte mult cumpără de la magazine bio produse
chiar se uite să fie scumpe, că atunci sunt naturale și bune și de calitate. În schimb, n-am prea văzut pe acolo cu specializări în homeopatie, apifitoterapie, chiar cu apifitoterapia. Este la Nuremberg un târg foarte celebru, unde se întâlnesc din toată lumea tot felul de specialiști în apifitoterapie. În schimb, în Italia. În Italia sunt foarte mulți medici cu specializări, au masterate, superbe. La tot pasul, deci acolo chiar sunt mai multe magazine erboristica, le spune acolo, decât farmacia lopate. Am înțeles. Doamna Adriana, să venim acum la subiectul drag sufletului dumneavoastră, faimoasele ovule pe care le-ați făcut. Să ne spuneți din ce sunt făcute, cam cum e procesul de producție, cât de cât să înțeleagă telespectatorii, după care să trecem și la celelalte produse care le-ați recomandat bărbaților pentru prostată. Vă ascult. Păi, dragile mele ovuline, puteți să ne arătați început, cum arată? Sigur, sigur că o să vă arăt. Deci, e doar cutia, dacă doriți să le deschid, să... Nu, e ok. Așa? Deci, sunt cât se poate de naturale, 100%. Ce conțin? Miere, propolis, polen, lăptișor de matcă. Sunt dulci. Dumneavoastră totul este dulce. Nu mă face să râd că am avut o clientă care le-a mâncat. Le-a mâncat, așa. Deci avem o glumă pe chestia asta, da, într-adevăr. Deși iar au prospect, deși noi suntem disponibile și explicăm. Dar dacă-s dulci, să încercăm, poate merg mai bun. Deci bine, se așa, administrează da, intravaginal oricum. Și pe lângă partea apicolă mai conține extracte de argilă, mumio, o rășină foarte specială din Munții Urali, extracte uleioase de salvie, urzică, cimbru, morcov, tătăniasă, gălbenele, sunătoare, mușețel, cred că le-am enumerat pe toate. Cum ați făcut primele ovule? Că ați început foarte rudimentar, dumneavoastră mi-a spus da, că... Da, așa este, am început autodidact, am început să mi le prepar pentru mine și nu știam să le fac să se topească la temperatura corpului și să eliminau întregi, ceea ce ele își făceau efectul și așa, doar că nu erau suficient de eficiente. Ele trebuie să se topească, să pătrundă bine în țesut. Și în cât timp ați specializat tot procesul? Și... De ce să nu recunosc? Am făcut școala de farmacie la Carol Davila și acolo am învățat să pun glicerine sau butir cacao. Am preferat butir cacao, care are și alte efecte terapeutice și acolo am învățat un pic despre dozaj, despre toate au rolul lor. M-a ajutat foarte mult și școala de farmacie. Am înțeles. Spuneți-mi despre celelalte produse pe care le recomandați bărbaților care au prostată. Superforte Supozinu. Sunt supozitoare, se administrează rectal și ele sunt eficiente și în afecțiunea ale femeilor, chiar în fibre supozitoare, pentru că sunt puternic antiinflamatorii pentru toate organele din micul bazin, inclusiv prostată la bărbați. Ele tratează cu succes și hemoroizii, polipe, colon, da. Deci au un spectru foarte larg și chiar în dureri reumatice. Ajută și în dureri reumatice. Ca și, au o combinație ca și ovulele. De câte ori trei luate? Unu seara, odată seara, da, înainte de culcare. Și aceeași perioadă de 3 luni de zile? Da, depinde de afecțiune, da. Minim, dacă e o afecțiune cronică, minim 3 luni ca să fie rezultate. Am înțeles. Mai aveți și alte produse? Păi, pecătonicul imunitar. Pentru pe ce care... se folosește? În afecțiuni respiratorii, bronșite, amigdalite, tuse de toate felurile. Deci, plus, în plus că întărește sistemul imunitar. Este foarte, bun foarte și pentru eficient. Copii și pentru adulți. Și pentru copii. Tolerat foarte bine foarte de copii. Foarte bun pe bază de miere. Da. Are și ridică neagră și tot ce trebuie, salcie, de toate. Am înțeles. Spuneți-mi cum personalizați dumneavoastră un tratament fitonaturist? Combin foarte bine aptitudinile de profesoară și mai fac eu glume că să fii bun fitoterapeut sau homeopat poți să fii dacă știi bine gramatică. Și eu dau un exemplu, așa cum într-o frază,
pui o întrebare, să afli care sunt propozițiile principale și pe urmă pui întrebări, să vezi de unde legi celelalte propoziții secundare, de cine le legi. Exact așa este și în combinarea produselor pe care le alegem în anumite afecțiuni. Adică pornim de la diagnostic și apoi legăm cu simptomele, în funcție de ce simptome. De exemplu, într-o infecție urinară, o persoană are dureri de rinichi, alta are usturini, alta urinează des, simptomele nu sunt la fel. Am înțeles, o să vă rog să-mi permite să-mi iau un telefon. Alo, bună ziua, doamna Ana Maria. Da, bună ziua, sunteți cu Ana Maria. Da. Și vis-a-vis de tematica emisiunii dumneavoastră, sunt și eu beneficiară a tratamentului doamnei Vlad. În urma unei viroze pulmonare, am luat mai mult timp antibiotic și m-am ales cu o candidoză vaginală. Am luat tratament de la doamna Vlad, am făcut o cură de 3 luni cu ovule super forte, care sunt extrem de eficiente pentru partea genitală a femeii. Da, da, da. Și ați rezolvat problema? Da, după o cură de 3 luni am rezolvat problema. Spuneți-mi, care a fost reacția dumneavoastră când ați auzit prima dată de tratamentul acesta? Din fericire, sunt o consumatoare a tratamentelor naturiste și am încercat tratamentul fără niciun fel de reticență. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru telefon, stimată doamnă. O zi bună vă doresc. Și dumneavoastră, la revedere. Mai avem puține minute la dispoziție și avem încă multe subiecte de discutat. Deci vorbeam de personalizarea unui tratament. Trebuie să iei toți factorii, să-i pui în aceeași oală, practic. Exact. Și să-i combini așa fel încât să nu se anuleze. Cât de veche e afecțiunea. Da. Sigur, deci foarte, foarte multe aspecte trebuie să ai în vedere ca să poți să personalizezi exact ce are nevoie persoana respectivă, să fie eficient. Cum trebuie să se alimenteze un pacient care folosește tratamente fitoterapeutice? Cea mai bună dietă este cea vegană, cea mai sănătoasă. Dacă mă întrebați de cea mai sănătoasă și noi o recomandăm, însă nu este profesional să-i spui n-ai voie aia, n-ai voie aia, că l-ai pierdut de tot. Deci, noi recomandăm și acolo unde se poate, negociem și facem tot felul de concesii, astfel încât treptat să existe un echilibru. Cele mai sănătoase produse sunt cele crude, alimentele crude, nepreparate termic. La fel cum sunt și produsele noastre, tot ce există în ovule, în tonice, totul e presat la rece, totul este prelucrat la rece. Spuneți-mi copiilor ce le recomandați. Ținând cont că acum vine primăvara, a venit, să zicem, primăvara, încă nu e foarte hotărâtă, vine sau nu vine, dar sunt tot felul de afecțiuni specifice vârstei și anotimpului. Sunt tot felul de viroze acum, da? În acest, da, sezon, da. Și chiar și la școală îi observ pe copii și sigur că le recomand în primul rând tonicul imunitar, care este atât de complex și are atât de multe produse naturale. Se ia după masă, la copii până la 6-7 ani se administrează câte o linguriță, deci, după fiecare masă, este de 3 ori pe zi, da? Se amestecă foarte bine, se amestecă, da? Pentru că oricât le-am mixat noi, mierea se separă, da, de restul, da, plantelor și atunci înainte de fiecare administrare se amestecă foarte bine. Se ia după masă și nu se bea apă, nu se mănâncă cel puțin jumătate de oră, chiar o oră, ca să rămână pe căile respiratorii. Sunt și alte produse, de la granule homeopatice, sunt copii mici care nu ar trebui să ia, după părerea medicilor, până la un an, miere. Deși la un simpoziu unde a participat Cristina Mateescu ne explica foarte frumos despre botulină, că nu mierea este cea care conține botulina, ci praful din miere, dacă mierea nu e depozitată corespunzător. Deci mierea este foarte benefică și la copiii care nu au un an. Chiar le mai preparam eu copiilor în perioada dentiției, când le dădeau dinții, da, un preparat în miere și masam ușor gingiile și foarte ușor se înmuiau și avea efect calmant și
Da, să-i rupă și... rupă dinții, sigur și că da. Fără și turele alea nimic. Care îi fac să sigur plângă. Că da, avem, avem mai puțin de 5 minute, mi se spune de colegul din regia tehnică, și oamenii întreabă unde este localizat locul unde pot să găsească produse. Fără a spune numele firmei, vă rog să spuneți pe ce stradă. Deci, adresa. Cum v-am mai spus, pe strada Mihai Eminescu, unde avem și cabinetul de fitoterapie și nutriție și un magazin naturist, bloc H1, strada Mihai Eminescu, bloc H1, parter, chiar la semafor. Da. Avem în Ulpia Shopping Center, la etajul 1, și avem în piața agroalimentară, tot la etajul 1. Am înțeles. Vreau să vă întreb cum se pot evita asteniile de primăvară. Teribile astenii de primăvară, care la un moment dat îți dă durere de cap, simți că nu mai ai oase, simți că nu mai ai chef de viață, nu mai știi cum te cheamă, ce-i cu tine. Somnolență, da, și alte exact. Cele. Într-adevăr, trecerea aceasta de la iarnă la primăvară aduce multe dezavantaje pentru organismul nostru. În primul rând că nu facem mișcare, nu prea facem mișcare iarna. Și mușchii se atrofiază și lipsa vitaminelor naturale din alimente, pentru că toate iarna sunt așa cum sunt, din supermarketuri și așa mai departe. Tocmai de aceea se recomandă primăvara cure cu vitamine, cu suplimente alimentare. Noi avem un tonic energizant, foarte eficient. Știu că ia fiul meu acum, care are de învățat pentru simulări, pentru BAC, pentru... și e foarte încântat. Merge și la sală și îi dă o energie, o vitalitate. Spuneți-mi, cei care nu suport, nu pot să consume miere, dulce, diabetici, ce pot să facă? Din păcate pentru ei pot să ia alte suplimente. De există și tratament există pentru... capsule cu ginseng, cu ginkgo biloba, lecitină, lăptișorul de matcă. Extraordinar. Poate că doar la miere sunt alergii sau la polen. Sunt foarte, foarte multe produse. Sunătoarea pentru cei care... Sunătoarea e foarte bună și eu capsulele le recomand, că sunt mai concentrate decât ceaiul. În această perioadă care și efect detoxifiant și în special pentru cei anxioși și depresivi. Foarte eficientă sunătoarea. Doamna profesor, vreau să vă întreb un lucru de ordin tehnic, mai repede, mai bine zis, despre legile care guvernează această activitate. Dumneavoastră, înainte de emisiune, mi-a spus că ar fi nemaipomenit dacă s-ar putea face o asociație a nutriționiștilor apinaturiști. Naturiști din România. Cum s-ar putea face acest lucru? Ce împiedică să se facă acest lucru? Nu știu ce împiedică, dar voi afla, pentru că am de gând să mă ocup de acest lucru. Este următorul proiect de care vreau să mă ocup. Nu suntem foarte bine organizați la nivel de țară. Chiar am vorbit și cu domnul Mencinicopski, da, la un simpozion la Cluj și spunea că ar fi minunat să reușesc să fac ceva în acest sens. Pentru că niciun nutriționist, chiar fiind absolvent de facultate sau orice specializare ar avea, nu poate beneficia de avizul de liberă practică. Deci este legea 118 din 2007 care încadrează terapiile complementare, unde intră și nutriția, și nu este finalizată, nu are finalitate această lege. Am avut o doamnă nutriționistă care se plângea de același necaz, faptul că nu există legislație care să-i permită ei să lucreze conform studiilor pe care le-a făcut, la facultate, la... Exact. Deci, iatusul ăsta, cum se poate acoperi? Păi, în primul rând, că nu încadrează. Sunt atâtea facultăți în domeniul sănătate, la Facultatea de Medicină, da, au specializarea, da, nutriție și dietetică. Da. Eu nu le văd locul în această lege, celor care termină așa ceva. Da. Pentru că există așa, A, B și C, cine poate practica. Odată A, medicii și farmaciștii, B, psihologii, și ce? Persoane cu alte studii superioare, dar care au o specializare în domeniul complementar pe care îl practică. Păi, nutriția și dietetica unde intră? Că ei nu sunt nici medici, deși în domeniul sănătate, nu sunt nici psihologi și nici cu alte studii superioare. Am înțeles. Doamna Vlad Adriana,
specialist în terapii naturiste. Astăzi a fost invitatul nostru, o prezență foarte plăcută și competentă. Din păcate, timpul s-a scurs. Vă mulțumesc pentru bunăvoința cu care ați venit aici în studio. Vă mai invit cu altă ocazie și constat că, într-adevăr, sunt multe lucruri care nu sunt știute de oameni. Vă mulțumesc și eu foarte mult și mă bucur dacă a fost apreciată această emisiune și ceea ce am făcut noi aici. Dragii mei, este timpul să ne luăm rămas buni. Eu sunt Adrian și vă doresc o zi cât mai frumoasă, un weekend plăcut, un sfârșit de săptămână absolut grozav și, bineînțeles, nu uitați să luați ceva naturist. Ne vom auzi și ne vom vedea cealaltă săptămână. Până atunci, Doamne ajută, numai bine!